Bine v-am regăsit la Școala din Familie. Rămânem în sfera educației pentru că în ultimii ani se îmbunătățește cu proiecte actuale și mult necesare copiilor noștri. De anul acesta, elevii din toată țara beneficiază de cunoașterea drepturilor pe care le au, chiar cu ajutorul avocaților. Exact, aceștia din urmă merg prin școli în cea mai amplă campanie de responsabilitate socială în domeniul educației juridice, la care participă avocați voluntari din toate cele 42 de barouri. Participanții și-au arătat susținerea pentru acest proiect în mod benevol, iar unul dintre avocați vine în minutele următoare alături de mine să ne spună mai multe. Este vorba despre Dani Bârdan, avocat în baroul București. Domnule avocat, bine ați venit la Școala din Familie! Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați oferit din timpul dumneavoastră pentru această emisiune și aș vrea să vă întreb, înainte să intrăm în subiectul care ne unește astăzi, unde ne aflăm? Care este istoricul acestei sări? Astăzi ne aflăm într-un loc deosebit pentru profesia de avocat și mă refer la faptul că ne aflăm în Biblioteca Avocaților a Baroului București, Biblioteca Avocat Victor Anagnoste. Este o locație deosebită unde avocații din Baroul București își desfășoară anumite activități profesionale, culturale și așa mai departe. Bineînțeles, în această locație avocații vin și își studiază în permanență, se pun la punct cu legislația și cu doctrina materia dreptului. Era un fond de carte imens, impresionant. Da, așa este. Și acest fond de carte a fost realizat în mare parte prin donațiile acordate de către avocați de-a lungul timpului. Această bibliotecă datează din anul, dacă nu greșesc, 1905. Deci are peste 100 de ani. Da. Spuneam ceva mai devreme că ne unește un subiect comun, pe mine ca avocat al școlii și pe dumneavoastră ca avocat de profesie. Este vorba despre un proiect pe care anul acesta l-a lansat UNBR-ul, un proiect care se numește Fii avocat în școala ta. El s-a desfășurat într-o primă parte a lui înainte de finalizarea anului școlar precedent. Asta Așa. Înseamnă undeva în luna mai-iunie. Uh-huh. Și aș vrea să vă întreb despre ce este vorba, cum, de unde a venit acest proiect, care mie mi se pare unul foarte nimerit și actual, benefic, util zilelor noastre. Așa este. Acest proiect a luat ființă la începutul acestui an. El a avut ca și situație premisă modificarea legii 51 din 1995, cea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, unde, prin această modificare legislativă, s-a stabilit faptul că exercitarea profesiei de avocat este compatibilă și cu desfășurarea unor activități didactice în sistemul de învățământ preuniversitar, bineînțeles axat pe activități juridice, educație juridică. Motiv pentru care, având în vedere această modificare și posibilitatea avocaților de a participa ca și cadre didactice în sistemul preuniversitar, ne-am gândit să punem bazele acestui proiect, care în viitor, spunem noi, că se va materializa într-o programă în sistemul de învățământ actual. De învățământ. Asta are ca scop pe termen lung. Uh-huh. Era una dintre ultimele mele întrebări, dumneavoastră mi-ați anticipat-o. Haideți să-l descriem puțin, să aflăm mai multe despre ce înseamnă acest proiect. Cu tot, cu resurse, cu idei, cu teme, cu... A fost un efort uriaș, având în vedere că decizia de lansare acestui proiect a fost una oarecum spontană și ne-am propus să-l inițiem la începutul acestui an, în primăvara acestui an și, bineînțeles, trebuia să se finalizeze odată cu sfârșitul anului școlar. A fost un tur de forță, ca să zic așa, din partea colegilor care au reacționat pozitiv. Da? Acest proiect este unul care se organizează la nivel național și este coordonat de către avocații din toate barourile din țară. Din țară, da? Și care, evident, sunt membri ale Uniunii Naționale a Barurilor din România. La nivelul Bucureștiului, pentru că fac parte din Baroul București. Colega noastră, avocat Silvana Racoviceanu, a fost cea care a primit încuvințarea decanului de a se ocupa de acest proiect, pe care l-a organizat, spunem noi, excepțional, în condițiile în care am avut 147 de
unități de învățământ, gimnazial și liceal, care au fost implicate, care au participat la acest proiect. Aproximativ 800 de clase, 24.000 de elevi, iar în acest proiect s-au înscris undeva la vreo 285 de avocați. Benevol. Da, da, totul a fost benevol și chiar și a doua ediție de asemenea este una pro bono, în care avocații vin și participă la aceste ore de educație juridică în cadrul acestui proiect, fie avocat în școala ta sau FAST, mai pe scurt, așa FAST, cum este. Da. Da. Destul de actual. Cărui segment de vârstă se adresează acest proiect și ce discutați cu elevii? Care sunt temele? Segmentul de vârstă, începând cu clasa a 5-a și până în clasa a 11-a, așa ne-am propus în prima ediție, având în vedere că cei din anul terminal din clasa a 12-a, vă dați seama, au examenul de bacalaureat și nu știam ce disponibilitate ar fi avut pentru a participa la acest proiect. Ca și conținut al proiectului, prima ediție s-a axat pe ramura dreptului penal, în principal pe ideea de prevenție a infracționalității. Pe de o parte, să aducem la cunoștința elevilor situațiile în care pot deveni autori unor fapte penale, dar în ultimul rând am pus accent și pe ideea de a nu ajunge victime. Da. Acest proiect a fost foarte bine primit de către elevi, au fost încântați, vă mărturisesc, la unitatea de învățământ unde am ținut aceste cursuri. De cele mai multe ori, elevii îmi solicitau să vorbesc cu profesorul care avea următoarea oră și să continuăm, să mai ținem încă o oră și așa mai departe. Am făcut o singură excepție, într-adevăr, odată am reușit să obțin... Să pledați pentru elevi. Da. Și întâmplarea a făcut, cred că am avut norocul să fiu repartizat la liceul Colegiul Național Octav Unicescu, unde am terminat și eu studiile liceale. Poate nu e neapărat o întâmplare. Iar profesoara cu care am negociat, ca să zic așa, să-mi acorde ora dumneai, a fost profesoara mea de religie, apropo de emisiunea la care participam. Ce v-a motivat pe dumneavoastră să ajungeți acolo? Spuneați mai devreme că ați intrat în acest proiect în mod benevol, așa cum au făcut-o și colegii dumneavoastră. Pe dumneavoastră ce v-a motivat să intrați în acest proiect? Vă mărturisesc că atunci când a fost lansat proiectul, am fost încântat de prezența colegilor. A existat un curs de instruire, bineînțeles, de pregătire pentru colegii noștri care urmau să se prezinte în unitățile de învățământ să țină aceste ore de educație juridică. Și inițial vă mărturisesc că nu eram dornic să particip, având în vedere agenda încărcată și așa mai departe, mi-am dat seama că s-ar putea să nu fac față la acest proiect. Și chiar aici, în această bibliotecă, s-a ținut acest curs de instruire mai multe zile și în momentul în care am văzut dorința, pasiunea colegilor în ceea ce privește acest proiect, interesul pentru a participa la acest minunat proiect, am zis că ar fi bine să fiu și eu prezent, cu atât mai mult cu cât am văzut că în proiectul respectiv era înscris și Colegiul Național Octav Onicescu și am zis, într-adevăr, chiar pot să fiu avocat în școala mea, adică am empatizat imediat cu proiectul și vă mărturisesc că am asistat la primul curs și colega noastră Silvana Racoviceanu, cea care a coordonat acest proiect, a fost atât de dedicată și efectiv ne-a făcut să înțelegem care este importanța acestui proiect, care este responsabilitatea socială a avocatului în ceea ce privește educarea viitoarelor generații. Și, bineînțeles, ceea ce s-a urmărit și spunem noi că am reușit să îi determinăm pe elevi să fie o versiune mai bună a lor. De ce e așa important acest proiect? Care este importanța lui? Că tot mi-ați spus. Mi-ați ridicat mingea la fileu. Importanța acestui proiect, spun eu că este evidentă, raportat la scopul educațional. Niciodată nu pot spune că avem prea multă educație. Și separat de educația juridică, este necesară și o educație financiară și așa mai departe. Sunt foarte multe ramuri ale conceptului de educație. Da. Aș putea spune faptul că în sistemul de învățământ există o solicitare sau o nevoie din partea elevilor
de a identifica modele în viață și atunci, dacă în fața lor, la orele de dirigenție, deoarece acolo, atunci s-au ținut aceste cursuri de educație juridică și le mulțumesc pe această cale tuturor dirigenților care au binevoit să ne ofere din timpul lor și din spațiul lor, exact, pentru a putea intra în contact cu elevii. Cu cât intră în contact cu persoane care activează în diverse domenii, domeniul juridic, în cazul nostru, dar pot fi și alte domenii, bancar și așa mai departe. Acest contact poate să ducă la o încurajare a elevilor să își dorească să își desfășoare activitatea în diverse domenii, pentru că din cât am observat personal, pe vremea atunci când am fost și eu elev, am observat că sistemul de învățământ, din păcate, se limitează la partea teoretică. Da. Și nu pune accent pe partea practică și mai exact să explice elevului, bun, înveți acest lucru, dar îl înveți pentru că o să ai nevoie în situația X, Y, Z. Și atunci, de cele mai multe ori, elevul se află în situația unei noțiuni abstracte, da, și se întreabă simplu, dar la ce-mi trebuie? Și eu mi-am pus aceleași întrebări de foarte multe ori, fie și atunci când eram elev, dar și când eram student în facultate, m-am întrebat la ce-mi trebuie așa ceva. Iar mai târziu am descoperit că da, uite, mi-ar fi prins bine dacă la momentul respectiv aș fi fost mai atent cu acele informații. Da, deci v-ați transformat, cu alte cuvinte, și în niște mentori, nu doar în niște profesioniști care ați venit să explicați elevilor în mod specific, aveți niște teme foarte importante și, spuneam mai devreme, foarte actuale, ați devenit și modele pentru ei, lucru de care școala românească, știm cu toții, are mare nevoie. Dar ajungem și acolo. Mai întâi aș vrea să vă întreb, dintre temele pe care le-ați avut, și eu aș vrea doar să le amintesc, fii avocat în școala ta, mi-e ghid de orientare profesională, ce înseamnă să fii liber, și acesta se referea la libertatea mea se termină unde începe libertatea ta, despre bullying și despre alte agresiuni, fii cool fără să fii penal, infracțiunile de violență, infracțiunile care vizează patrimoniul și numărul 4, tot fi cool, fără să fii penal, infracțiuni privitoare la viața sexuală și numărul 5, fi cool, fără să fii penal, infracțiunile informatice. Care dintre aceste teme a prins cel mai mult? Către care tema s-au pus elevii întrebări? Da, vă mărturisesc că solicitarea elevilor, v-am spus mai devreme, de a mai rămâne o oră alături de ei, a fost la cursul numărul, cred că 3, dacă nu greșesc, cel referitor la infracțiuni la viața sexuală. Da. Acel curs a fost găsit ca fiind cel mai interesant împreună, alături de primul curs referitor la infracțiunile de violență. Și ce anume întrebau? Ce interesa pe ei? Noi le-am prezentat diverse situații în care pot deveni victime și vă mărturisesc că am fost un pic dezamăgit. De ce? Am avut în tematică acea situație, acel caz Loverboy, așa se numește. Este așa. O metodă prin care persoanele răufăcătoare doresc să atragă tinerele care se îndrăgostesc de un băiat sau un bărbat. De obicei este un adolescent de cele mai multe ori, elegant, care vorbește frumos, care se îmbracă bine, care de multe ori ajunge să fie plăcut chiar și de părinții fetei, da? Pentru că acelea numără să se dovedească că este de fapt un traficant de persoane, da? Și scopul este acela de a obliga în cele din urmă fata să se prostitueze, de fapt la asta se ajunge. Această situație a fost mediatizată de-a lungul timpului și de mass media. Există și un film făcut în acest sens, chiar cu o situație reală, inspirată din fapte reale. Dezamăgirea mea a fost următoarea. Mulți dintre elevi nu aveau cunoștință de această situație, de această posibilitate de a fi victime prin această metodă utilizată de către acești infractori, că asta este cuvântul. Dar mă bucur că am avut onoarea și ocazia să le aduc la cunoștință de această posibilitate de a evita astfel de situații și multe altele. Bănesc că le-ați oferit și o serie de principii de la care să nu se abat, astfel încât să se păzească de situații de genul acesta? Sau doar ați discutat despre cazuri, să spunem, concrete, presupuneri?
nu știu. În principal am prezentat partea teoretică, da? Cum acționează acești infractori și totodată, bineînțeles, le-am prezentat și diverse soluții pentru a preîntâmpina, da? De a cunoaște într-adevăr. În primul și în primul rând, atunci când doresc să te apropii mai mult de o persoană, ar fi bine să cunoști și părinții acelei persoane, pentru că ei aici au un mare dezavantaj. Ei nu au, acționează singuri, în sensul că nu au în spate, evident, o familie. E, și acesta este un punct vulnerabil. Toată povestea lor este foarte bine prezentată, da, din punct de vedere al ocupației, educației și așa mai departe, adică au un profil bine pus la punct, dar au o carență în ceea ce privește, evident, familia, că nu au cum să o inventeze și pe aceea. Și atunci le-am spus acest lucru, în sensul că atunci când, să zicem, acceptă invitația de a merge într-o vacanță cu acea persoană pe care ei o consideră ca fiind potrivită pentru ei, de care de cele mai multe ori se îndrăgostesc, așa se întâmplă, de fapt, așa ajung să fie victime, da? Se îndrăgostesc de acel băiat, bărbat, adolescent, și acceptă invitația de a pleca într-o vacanță în afara țării și acolo devin captive, victime și așa mai departe. Înțeleg că pentru elevi a fost un proiect foarte bine primit, dar pentru profesori? Și pentru profesori, de asemenea. Dincolo de cei de diligență, de orele de... Da, și profesorii au fost încântați, mai ales că cei mai mulți dintre cei care au participat, avocații care au participat, mulți dintre ei erau chiar absolvenții ai acelor unități de învățământ. Și cel puțin bucuria de a te reîntâlni cu vechi, da, cu foști elevi care au ajuns să-și desfășoare activitatea într-un domeniu atât de frumos și care totodată au avut dorința de a se implica în acest proiect. Absolut toți profesorii au fost încântați și ne-au încurajat să continuăm acest proiect. Vă mărturisesc că atunci când am ajuns pentru prima dată în cancelarie și m-am reîntâlnit cu foarte mulți dintre profesori, am primit solicitări, dar vreau să vii și la ora mea de dirigenție și la clasa mea și așa mai departe, dar din păcate nu ne permite timpul, oricât am dorit, nu putem să acoperim toate solicitările din partea profesorilor, dar sperăm în proiectele următoare să reușim să acoperim cât mai multe din solicitări. De aceea am mediatizat foarte mult proiectul, iar colegii noștri s-au înscris în număr tot mai mare și sperăm în așa fel să acoperim toate solicitările. Dumneavoastră, cu ce impresie ați rămas după această primă etapă? O impresie general bună. Vă spun ce m-a încântat în urma acestui proiect, separat de activitatea pe care noi am desfășurat-o și așa mai departe. M-a interesat foarte mult reacția elevilor la acest proiect, la participarea noastră și așa mai departe, să vedem dacă într-adevăr reușim să intrăm într-o conexiune cu ei. Uh-huh. Și am fost încântat să văd că foarte mulți dintre elevi erau dornici să afle cât mai multe informații și totodată m-a încântat enorm faptul că își căutau un model în fața acelui. Ați jucat rol de mentori, așa cum spuneam ceva mai așa de... Așa ne-am propus. Simțiți că au nevoie școlile, elevii au nevoie de acești mentori? Da. Și vă spun și de ce. Din păcate, este o opinie personală. Foarte mulți dintre profesori, orice din generația tânără, ca să zic așa, văd această activitate pe care o desfășoară, da, ca și cadru didactic în unitățile de învățământ, ca fiind un job. Ceea ce diferă de ceea ce am întâlnit eu pe vremea când eram elev. Am avut șansa, norocul, să fiu îndrumat de profesori care făceau parte din vechea generație, ca să zic așa. Și atunci când veneau la ore, efectiv încercau să transmită tot mai multe informații și de asemenea puneau suflet în ceea ce făceau. Noi simțeam acest lucru. Țineau mult la legătura între ei și elevi. Probabil că aceasta era cheia, nu? Se dedicau întru totul. Ardeau pentru acel act didactic. Exact, exact. Acolo era un act de creație. Fiecare oră, da, care avea loc, ei transmiteau ceva din ei, da? Și se vedea cum era un transfer nu doar de cunoștințe, dar și de energie totodată. Iar noi elevii de fiecare dată, cel puțin eu, dar pot să vorbesc și în numele colegilor mei, pentru că sentimentul era reciproc la acel moment, efectiv i-am respectat și i-am iubit pe acei profesori care erau cei mai exigenți cu noi.
Pentru că acei profesori care erau, nu întâmplător că erau exigenți, pentru că erau exigenți pentru că ei veneau și înțelegeau importanța actului de învățământ. Se implicau, și, cereau, ridicau nivelul. Da, ridicau nivelul, da. Și noi simțeam că, într-adevăr, se dorește ceva bun de la noi. Și această exigență era una normală, de altfel. Și atunci, într-adevăr, și respectul a fost pe măsură. Îmi spuneați mai devreme că acest proiect, Fii avocat în școala ta, are o bătaie lungă. Da. Ca să existe o finalitate concretă, este necesar ca acest proiect să continue cel puțin 10 ani, spun eu. Cel puțin 10 ani. Altfel, o să fie doar așa o poveste frumoasă. Elevii o să zic că au trecut anumiți avocați pe aici, pe la noi, la un moment dat, dar nu va rămâne ceva, nu va exista o consecință concret, bună, da, exact, da. Așa cum ne dorim, da, din păcate. Am văzut că a fost această primă etapă apreciată și de Ministrul Educației, asta înseamnă că înțelege utilitatea, necesitatea... Da, așa este, am avut sprijinul Ministerului Educației în permanență și al inspectoratelor școlare, au fost încheiate, avem și protocolul încheiat pentru cea de-a doua ediție. Și sperăm în continuare să avem același sprijin din partea Ministerului Educației în ceea ce privește continuarea acestui proiect. Punem noi, este necesar ca acest proiect să devină unul, să iasă din sfera de proiect organizat de către Uniune și să îl... Adică să devină o materie. Să transferăm exact la nivelul, da, la nivelul Ministerului, să existe o materie, să fie o disciplină în cadrul programului școlar, da. Spuneți de a doua etapă. Când începe, despre ce va fi vorba, înțeleg că e mult mai provocatoare decât prima. Din ce am înțeles de la coordonatoarea de proiect, pentru că este, da, dirijorul acestui minunat proiect care se desfășoară, undeva în data de 31 octombrie, într-o zi de luni, atunci o să debuteze al doilea proiect, a doua ediție a proiectului Fii avocat în școala ta, da. Pe ce perioadă se va desfășura? 4 săptămâni. Spre deosebire de prima ediție, care s-a desfășurat pe 5 săptămâni. Am avut 5 cursuri, dar un curs în fiecare săptămână. Ne-am gândit că 4 săptămâni sunt mult mai potrivite, pentru că sunt și alte proiecte care se desfășoară în școli și atunci nu vrem să monopolizăm timpul elevilor și totodată al diriginților și așa mai departe. Să-i lăsăm să primească informații și din alte părți. Mă gândesc că știu că și cei de la Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română, de asemenea, desfășoară diverse activități de informare a elevilor. Sunt și psihologi care participă la orele de dirigenție. Sunt și alte proiecte și atunci încercăm să nu ne suprapunem și să... Ne puteți dezvolui ceva din tematică? Da. Spuneați că prima parte s-a referit la dreptul penal. Da, într-adevăr. Prima ediție s-a axat pe ramura dreptului penal, pe infracționalitate, prevenție și așa mai departe. A doua ediție are în vedere partea de drept civil, dreptul de proprietate al minorilor, dreptul la liberă exprimare și, bineînțeles, limitele acestui drept. Și aici aș dori să vă punctez o informație deosebit de importantă și care cred eu că va fi interesantă, găsită ca fiind interesantă nu doar de elevi, dar și de către adulți. Recent, în Alta Curte de Casație și Justiție a statuat în sensul că distribuirea unui articol sau unui material care este denigrator pentru o persoană poate să atragă răspunderea civilă a persoanei care a făcut acel sharing, da, pe o rețea de socializare. Și de asemenea mă gândesc că vom pune accent și totodată și pe partea de drept contravențional. Așa s-a comunicat de către coordonatoarea de proiect. Recunosc la acest moment încă nu mi s-a pus la dispoziție întreaga tematică, nici mie, nici colegilor. Încă se lucrează la partea finală a tematicii. Partea de drept contravențional și mă refer aici la contravenții rutiere. Da? Foarte mulți dintre elevii de liceu la 18 ani urmează să susțină examenul pentru permis. Toți sunt încântați, evident, și eu mi-aduc aminte în clasa 12-a și uitasem de bacalaureat, eram focusat pe examenul de obținerea de permis auto și de asemenea am înțeles se va pune accent și pe legislația privind protecția animalelor și protecția mediului.
unde de asemenea avem reglementări, dar contravenții, infracțiuni și așa mai departe. Teme cât se poate de actuale, cred că aceasta cu sharing-ul va avea un impact major, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme. Și aș dori să vă întreb, aș dori un pic dacă se poate să descriem apropo de ce a reglementat, cum spuneați dumneavoastră, în Alta Curte de Casație și Justiție. Asta înseamnă că dacă eu dau mai departe un articol, mă fac răspunzătoare de conținutul lui? Referitor la această situație tranșată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în sensul că distribuirea unui material pe o rețea de socializare poate să atragă o răspundere civilă, nu știu câți dintre adulți conștientizează faptul că o astfel de operațiune atrage o astfel de răspundere, pentru că este la un click distanță, e foarte simplu să apeși pe un buton. Uneori inconștient. Și, da, inconștient, dar cu atât mai mult spunem noi că avem această posibilitate pentru că suntem în prima linie cu noutățile în materie de justiție să le distribuim, dar în sens pozitiv către toți membrii societății. Știți că sunt foarte puține elemente de reglementare a spațiului online. La televizor avem o serie de rigori conform cărora noi trebuie să ne facem treaba, însă în online pare că toată lumea poate să facă ce dorește și acest lucru poate avea repercusiuni foarte grave. Pentru o persoană, nu mai vorbesc de copii atunci când vine vorba despre distribuire de fotografii sau despre situații în care un copil nu se simte foarte confortabil. Așa este. Principal se pune problema dreptului la imagine. Subiect pe care noi l-am tratat chiar în prima ediție a proiectului FAST. Și am oferit elevilor o multitudine de exemple în ceea ce privește respectarea dreptului la imagine și a dreptului la viață privată. Pentru că anumite activități pe care ele o realizează, da, pauze și așa mai departe, pot reprezenta o ingerință în ceea ce privește dreptul la imagine al colegului și așa mai departe. Și au fost foarte bine recepționate de către ele. Adică ele erau conștientizate în mare parte, dar aveau nevoie, ca să zic așa, de câteva informații prin care să sublinieze exact importanța și care sunt acele limite. Sau dar cât de grav poate să fie uneori. Și bineînțeles exact care sunt consecințele care pot fi. Da, pot vorbesc fi mai mult din perspectiva pentru părintelui. Bun, spuneți că această nouă etapă începe undeva la sfârșitul lunii octombrie. Sunteți pregătiți tot așa, aproximativ 300 de... Aproximativ 300 de avocați. În București mă refer, vor participa la acest proiect. Recunosc, nu am cifrele din țară. Doamna avocat decan a Barului Argeș, doamna Luminița Ioana, dumneavoastră este coordonatoare la nivel național și dumneavoastră deține toate informațiile în ceea ce privește implicarea avocaților la nivel național în acest proiect. Vă dați seama ce muncă titanică să poți să coordonezi la nivel de țară un astfel de proiect, dar doresc să-i mulțumesc cu această ocazie pentru implicarea în acest proiect și devotamentul pentru... Da, și noi părinții pentru idee, pentru faptul că rezistă și are în plan să mai facă acest proiect în mai multe etape, util, foarte util atât elevilor cât și părinților. Ofer o gură de aer, ca să vă spun așa sincer, ofer o gură de aer pentru noi părinții care așteptăm de la școală să-i pregătească într-o oarecare pe copiii noștri atunci când o vor părăsi și se vor îndrepta fiecare către viața lui. Așteptăm să plece copiii noștri din sistemul de învățământ cu o serie de abilități, cu o serie de informații care să le fie de folos pe tot parcursul vieții. Domnule avocat, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, pentru că ne-ați oferit timp, ne-ați oferit și spațiu. Mă bucur tare mult că am ajuns să filmăm în această sală și vă mulțumesc. Cu mare drag și eu vă mulțumesc pentru invitație și mi-a făcut o deosebită plăcere să discut alături de dumneavoastră de acest subiect și acest minunat proiect și totodată doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care au participat în prima ediție și continuă și în ediția a doua acestui proiect și a avocaților care s-au înscris pentru prima dată în acest proiect și sper ca numărul lor să fie tot mai mare, pentru că rolul pe care îl are avocatul în societate este unul deosebit de important. El nu este doar ultimul bastion în fața abuzurilor, cum s-ar spune, dar totodată are posibilitatea prin
cunoștințele pe care le dobândește de-a lungul timpului să vină... Are un rol important în societate. În societatea într-adevăr, însăși. Da. Și noi punem foarte mult accent pe rolul avocatului în societate și sperăm ca acest proiect să fie bine primit în continuare de toți cei care sunt implicați în el, fie că sunt elevi, profesori, dirigenți și așa mai departe. Eu cred că va fi. Vă mulțumesc tare mult, am și câteva mulțumiri pe care aș vrea să le adresez domnului președinte UNBR Traian Briciu, domnului decan al Baroului București Ion Dragne, doamnei avocat Silvana Racoviceanu, coordonatorul FAST pe București, pe capitală, și doamnei avocat Luminița Ioana, decan al Baroului Argeș și coordonatorul proiectului FAST la nivel de țară. A fost o bucurie, a fost o plăcere, vă doresc putere de muncă și să ne revedem cu bine. Așa să fie. Dacă schimbi felul în care privești lucrurile și lucrurile pe care le privești se schimbă, fiecare schimbare, chiar și cea mai dorită, are însă partea ei de provocări și de anxietăți. De ce avem nevoie de schimbare și cum învățăm să o primim în viețile noastre, aflăm de la Eva Sarcea, psihoterapeut de copil, cuplu și familie. Am câștigat la loto. Viața mea se va schimba și voi fi cel mai fericit om de pe fața pământului. Cu siguranță ne gândim că cei care câștigă la loterie, câștiguri colosale, au astfel de gânduri. Numai că realitatea ne-a arătat, prin statistici, faptul că viețile acestor oameni sunt profund afectate și nu în sensul cel mai fericit. Vorbim despre schimbare și uneori ne întrebăm ce păstrăm și ce trebuie să schimbăm, la ce trebuie să renunțăm. Sunt câteva mituri care înconjoară această tematică. Un prim mit ar fi acela că schimbarea vine cu siguranță din exterior, din lucrurile exterioare. Cu alte cuvinte, cu cât am achiziționat mai multe obiecte materiale, cu atât am fi mai fericiți. Nimic mai fals. Fericirea vine doar din interiorul nostru. Un alt mit este acela care privește schimbarea ca pe ceva ce poate fi evitat. Cu siguranță însă viața arată că are alt ritm și nimic nu rămâne așa cum este. Așa că dacă gândim lucrul acesta, sunt șanse foarte mari să stagnăm emoțional. Un alt mit pe care este foarte bine să-l desființăm este următorul. Schimbarea trebuie să se întâmple mai întâi la ceilalți, ca nouă să ne fie bine. Nimic mai fals. Ca nouă să ne fie bine, trebuie ca schimbarea să aibă loc în interiorul nostru. Nu putem să schimbăm pe ceilalți, nu am putut vreodată și nici nu vom putea. Cel de-al patrulea mit privește schimbarea ca pe ceva ce vine din exterior, o motivație care vine din exterior, din surse externe. Numai că realitatea este următoarea. Dacă nu avem motivația internă de a da curs unei schimbări, acel lucru nu va rezista. Și cu siguranță ceea ce este făcut cu presiune și sub controlul altora nu are rezultat. Schimbarea este un amestec. Aduce la pachet și frustrări, și anxietăți, și multe, multe, multe așteptări și neliniști. Pentru că ieșim din zona de control. Și acest confort pe care noi îl căutăm de obicei, de multe ori se cam schimbă. Pentru că așa este viața. Așa reușim să ne dezvoltăm. Și totuși, de ce avem nevoie pentru a reuși să avem parte de schimbări fantastice, fabuloase, cu deznodăminte foarte fericite? În primul rând, este vorba de capacitatea de a ne adapta. Cu alte cuvinte, avem nevoie să fim flexibili și această flexibilitate privește și partea mentală și partea emoțională, dar mai ales percepțiile. Vă invit să facem un exercițiu. Nu avem nevoie de nimic decât de mânuțele noastre. Dacă luăm cele două palme și le împreunăm, deget peste deget, vom descoperi că în cazul meu, degetul drept este peste degetul stâng, degetul mare. Dar în cazul dumneavoastră și în cazul multor altor persoane cu care am făcut acest exercițiu, se întâmplă ca procentele să fie diferite. Poate 50% să fie cu degetul drept peste degetul stâng, 50% invers. Ce vreau eu să demonstrez cu lucrul acesta? Dacă vă rog să schimbați poziția și să puneți degetul stâng peste degetul drept, s-ar putea să vi se pară puțin nenatural și să reveniți la poziția cu care sunteți obișnuiți. Aici vorbim despre flexibilitate. Este foarte simplu să credem, să pornim de la premisa că așa cum privim noi lucrurile, și ceilalți o fac. Și ce este natural pentru noi, este natural pentru ceilalți. Realitatea însă nu este așa și fiecare variantă de a soluționa o problemă este potrivită. Nu există una singură. Putem continua exercițiul încercând să ne așezăm brațele. Dacă ne așezăm brațele, descoper că brațul drept este la fel peste brațul stâng. Însă atunci când îi provoc pe ceilalți să schimbe puțin poziția și să așeze invers,
Se întâmplă ca de multe ori să rotim brațele în mână până când reușim să ne poziționăm într-o poziție diferită și să nu ne fie confortabil. Este același exercițiu, da? Avem nevoie de flexibilitate în percepții și să înțelegem că nu dăm răspuns exact când apare schimbarea, ci e vorba de o mentalitate schimbată pe parcurs, pentru că schimbările vor apărea mereu, fie că e vorba de ceva ce ne dorim, nu știu, o casă nouă, un job diferit, să ne căsătorim, să avem copii, fie că apar schimbări pe care doar viața le cunoaște. Vă las la îndemână câteva metafore care vor ajuta foarte mult vizual să înțelegem cum suntem cu schimbările și ce se întâmplă propriu-zis. Așa cum ghinda reușește să devină copac, așa cum din ou este un puișor sau așa cum dintr-o sămânță este o plantă frumoasă, tot așa și noi putem avea un parcurs prin care să evoluăm. Pentru că schimbarea asta înseamnă evoluție. Și chiar dacă Omida a crezut că viața ei s-a sfârșit într-un anumit punct, de fapt din secunda aceea a apărut fluturele. Mult succes! Dacă în episodul trecut am aflat despre minunea care se petrece în pântecele mamei în primele 2 săptămâni de sarcină, medicul Eliza Maria Cloțea vine astăzi să ne povestească despre perioada de până la 10 săptămâni. Cât e de mare bebe și cât de mult s-a format până la această vârstă aflăm împreună din episodul 2, 9 luni unice, de la medicul Eliza Maria Cloțea. Bine v-am regăsit! În episodul trecut am aflat că viața începe de la concepție și am vorbit despre dezvoltarea intrauterină a micuței ființe umane în primele 2 săptămâni de la concepție. Aceasta a trecut prin diferite stadii uluitoare, zigot, stadiu bicelular, morulă și blastocist, care la finalul celor 2 săptămâni este implantat în peretele uterin și este alcătuit din 3 straturi. Să trecem acum la perioada embrionară. Dacă țineți minte, am vorbit deja despre cum se calculează vârsta sarcinii în săptămâni de la concepție sau de la ultima menstruație. Anume, săptămânile de la ultima menstruație reprezintă săptămânile de la concepție la care se mai adaugă 2 săptămâni. Perioada embrionară începe cu a 3-a săptămână de la concepție, adică dacă mai adăugăm 2 săptămâni, cu a 5-a săptămână de la ultima menstruație. Perioada embrionară cuprinde 5 săptămâni și durează până la a 10-a săptămână de la ultima menstruație. În această perioadă, organele și țesuturile embrionului se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Începând cu perioada embrionară, vom detalia dezvoltarea embrionului, raportându-ne în săptămâni de la ultima menstruație. Săptămâna a 5-a de sarcină. Creierul, măduva spinării și inima sunt în plin proces de formare. Tot acum, prin formă, placenta rudimentară și cordonul umbilical. Aceste structuri sunt esențiale pentru transferul de oxigen și substanțe nutritive între mamă și embrion. Dacă mămica efectuează o ecografie la această vârstă a sarcinii, intrauterin se poate vedea sacul gestațional, adică locul unde se cuibărește bebe. Deși inimioara bate deja de la această vârstă a sarcinii, aparatura medicală actuală nu o poate decela atât de devreme. La 6 săptămâni, adică cu o săptămână mai târziu, inima embrionului pompează propriul sânge către creier și restul corpului. Toate cele 4 camere ale inimii sunt prezente. Până în acest moment au avut loc peste 1 milion de bătăi ale inimii. Cu ajutorul ecografului, mămica poate auzi în acest moment primele bătăi ale inimii copilașului ei, un eveniment foarte emoționant. Capul, precum și cavitățile toracice și abdominale s-au format. La 6 săptămâni și jumătate se pot distinge cele 2 emisfere cerebrale. Tot acum apar primii muguri ai membrelor superioare și inferioare. La 7 săptămâni și jumătate, embrionul se întoarce în mod reflex dacă este atins ușor. Încep să apară degetele de la mâini. În această perioadă, creierul embrionului crește rapid și acest lucru explică de ce capul crește mai rapid decât restul corpului. Embrionul are o frunte mare, iar ochii și urechile continuă să se dezvolte. Ochii sunt situați în părțile laterale ale capului, urmând mai târziu să se apropie de linia mediană și să ocupe locurile anatomice specifice. Incredibil, la 8 săptămâni, embrionul măsoară aproximativ 1,5 cm. La 8 săptămâni și jumătate s-au putut înregistra și măsura unde cerebrale ale embrionului. Vă vine să credeți? Muzica.
De asemenea, la 8 săptămâni și jumătate, oasele maxilarului și ale claviculei încep să se întărească. La 9 săptămâni, embrionul își mișcă mâinile și își poate întoarce gâtul. Ochii sunt mult mai mari și încep să capete pigment, adică culoare. Începe să sughite, să sugă degetul și să facă mișcări de deglutiție. În această perioadă se formează organele reproducătoare, la fete ovarele, iar la băieți testiculele. Ritmul cardiac al embrionului atinge acum maximul, aproximativ 170 de bătăi pe minut și va încetini treptat până la naștere, menținându-se între 120 și 160 de bătăi pe minut. Înregistrările electrice ale inimii unui embrion de 9 săptămâni și jumătate sunt foarte asemănătoare cu traseul EKG al unui nou născut. Inima este aproape complet formată. Până la împlinirea 10 săptămâni, rinichii încep să producă și să elibereze urină. Embrionul face mișcări intermitente, de tipul celor respiratorii. Degetele de la mâini și picioare sunt complet formate. Embrionul posedă grupe musculare care își continuă procesul de creștere. Își mișcă mâinile, iar majoritatea embrionului prezintă primele semne de dreptaci sau stângaci. Experții estimează că embrionul de 10 săptămâni posedă aproximativ 90% din cele 4500 de părți ale corpului regăsite la adulți. Acest copilaș nenăscut, incredibil de complex, cântărește la 10 săptămâni aproximativ 3 grame și măsoară în jur de 2,5 cm în lungime. Nu este incredibil? Aici se încheie perioada embrionară, o perioadă uluitoare în dezvoltarea noastră ca ființe umane. Vino cu mine în episodul următor ca să vorbim despre ultima perioadă din dezvoltarea noastră intrauterină și anume cea fetală. Cum controlează creierul nostru mișcările pe care le facem și care este legătura cu măduva spinării, aflăm astăzi de la Eva Constantinescu. Bun găsit! Eu sunt Eva, iar astăzi zărim manevre dificile la orizont. Creierul controlează fiecare mișcare pe care o faci în locul șoferului, aflându-se cortexul frontal. Provocare! Execută toți acești pași rapid, apoi repetă. Ridică-te, stai jos, întinde mâna, retrage mâna. Prefă-te că balansezi o bâtă de baseball. Și acum cântă în căsuța din pădure. E greu să îndeplinești mai mult de o comandă într-un timp atât de scurt? Normal, creierul întâmpină dificultăți, nu doar când vine vorba de procesarea simultană a gândurilor multiple, ci și de executarea simultană a acțiunilor multiple. Ce se întâmplă mai exact? Corpul tău este un sistem complex. Fiecare parte a lui trebuie să fie ghidată. Creierul se ocupă de acest lucru. De fiecare dată când te miști, neuronii transmit sute de semnale în toate direcțiile. Ei îndrumă mușchii cum și încotro să se miște. Cortexul motor supraveghează mișcările. El controlează toate mișcările voluntare ale corpului. Mersul, țopăitul, săritul și chiar poziția de șezut sunt controlate de aici. Măduva spinării reprezintă sistemul de livrare. Ea primește indicații de la cortexul motor pe care le trimite mai departe spre acele părți ale corpului pe care vrei să le miști. Să descriem pas cu pas modul în care creierul controlează mișcările. În corpul uman există 650 de mușchi și toți sunt controlați de creier. Provocare! Ridică-te! Acum stai jos! Ți se pare simplu? Sigur! Poate chiar te-ai gândit, aș putea face asta fără să mă gândesc. Te înșeli însă. Dar ce se întâmplă mai exact? Cortexul frontal al creierului facilitează mișcarea. El controlează toate mișcările pe care le faci. Dar nu acționează singur? Cortexul frontal colaborează cu diverse alte zone ca să te miști. Cel care face lumea să se învârtă este cortexul motor primar. Când vrei să te ridici, se activează anumit senzor din creier. Aceștia verifică dacă mușchii sunt pregătiți să se deplaseze. Dacă dau semnalul pozitiv cortexului frontal, cortexul motor primar intră în acțiune. El trimite un semnal către neuronii motori care controlează mușchii spatelui și ai picioarelor. Și te-ai ridicat. Același lucru se petrece atunci când stai jos. Cortexul motor are nevoie de ajutor pentru a aduna toate informațiile necesare. Informațiile vin din tot creierul,
Ele pătrund în ganglionii bazali. Aceste structuri minuscule se găsesc în partea mediană a creierului. Ele sunt principalul factor care declanșează deplasarea semnalelor emise de neuronii motori între lobii frontali, prefrontali și parietali. După un scurt popas în zona talamusului, care are rol de centru releu, ei direcționează traficul spre cortexul frontal primar. Astfel, creierul primește toate informațiile de care are nevoie pentru a acționa. Sper că v-a plăcut și vă aștept și data viitoare! Dragilor, atât pentru azi, sper că vă este de folos. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!